Salut! O să încerc să fac o serie de vloguri, de developer vlogs. Developer vlog. Best developer vlogs. Ceea de genul ăsta. Iar acesta este developer vlog numero 1. Bun, avem cafea aici. Și o să încerc să discutăm anumite subiecte din tech. Grazie. De ce a fost grea? Păi, tocmai ce am intrat pe un nou proiect. Un proiect de fashion. Și față de ce fac eu de zi cu zi, Magento, acesta e un Magento Cloud. În care tot codul stă în cloud pe serverele celor de la Magento. E mai complicat tot development, toate chestia asta. Foarte multe ședințe. Gen, dimineață, o ședință de cunoștință cu toți membrii echipei, după asta o ședință în care a venit și ownerul să mai discutăm și așa s-au făcut 3 ore lejer și după ce am stat 3 ore într-o ședință am mai mers și eu și am mers până la baie și am luat ceva în gură și după, normal că am mai venit încă o ședință pentru că era o altă ședință în care începeam să facem setup-ul cu chestiile și tot așa mai departe. Și așa am ajuns la o zi din 8 ore de muncă să mai lucrez 3 sau 2 jumate, nu știu, nu mai contează. Ideea este că până acum nu avem așa de multe ședințe, iar cu proiectul ăsta nou sunt foarte multe ședințe și efectiv urăsc ședințele. Efectiv când stăm și discutăm și ce am mai făcut și ce am mai discutat și chestii și noroc că suntem o echipă mică. Că dacă eram vreo 10 oameni, dead, acolo mureai, efectiv îți deschideai PlayStation, Xbox-ul, te jucai și te întorceai când terminai. Și pe deasupra chestia asta, mai fost și alte proiecte care trebuie să le închidem și tot felul de lucruri care a trebuit să revii și să dai. Băi, uite, vezi că avem o problemă la comanda asta și trebuie să dai e-mail, să schimbi 50 de e-mail-uri în același timp când mai ai și ședințele. Și pe lângă toate chestiile astea, mai trebuie să fii atent și ce se mai întâmplă prin casă, că doar na. Nu am apucat să vă spun, dar o să fac chestia asta acum publică, de ceva timp, familia noastră s-a mărit cu un nou membru. Da, o să avem și botezul în curând. Bun, ce vreau să fac în videoclipurile astea? Vreau să fiu un developer vlog, gen, chestii genul ăsta, și să discutăm chestii tehnice, ce se întâmplă astăzi în IT, în tehnic, ce am mai făcut eu interesant și să schimbăm păreri și experiențe. Sper să nu vă plictisesc și sper să vi se pară interesant. Încerc să postez cât de mult, da? Nu o să mă țin de promisiune de cele mai multe ori, pentru că până acum câteva zile cred că n-am mai postat un videoclip de o lună. O lună și ceva, cred că mai mult. Nu știu, ceva de genul ăsta. Și cum am foarte multe videoclipuri care așteaptă să fie editate, nu mai am timp. Așa. Cafeaua este rece pentru că am făcut acum 3 ore și normal că între timp a trebuit să mai dau ceva comituri. Mi-am luat pantalonii de vară, da? M-am pregătit pentru plajă, dar normal că nu plec nicăieri. E 21 iunie, a început vara, vezi domnule, evenimentul ăla pe Google. Și aici avem MacBook-ul Air cu procesorul nou de la Apple, M1. Și culmea, pentru că așa mi se întâmplă mie, sunt în ultima zi în care trebuie să mai pot să-l returnez. Ghiciți ce? Nu m-am hotărât dacă să-l returnez sau nu. Păi, nu m-am hotărât din mai multe motive. În primul rând, mi se pare că e foarte mișto. Deci bateria asta ține, nu știu, cred că ține 15 ore. Ceea ce este mind-blowing comparativ cu laptopul care l-am acum, MacBook 2015 și mai ține doar jumătate de oră. Dar cerere să mi se schimbe și mie bateria pentru că upgrade-uri nu prea avem bani. Așa, și asta este. Bun, lasă că se rezolvă lucrurile și în alte feluri. Ideea este că MacBook-ul ăsta are 8 GB RAM, procesorul M1 nou, da, lansat în 2020. Am așteptat acum pe 7 iunie a fost evenimentul WWDC Worldwide Developer Conference de la Apple. Toată lumea s-a așteptat că o să se lanseze noul laptop, noul MacBook de 16 inch și de 14 inch cu noul procesor, dar
pauză. Nimeni nu a anticipat chestia asta. Deși toată lumea se aștepta să se lanseze, se pare că datorită delay-urilor, care oricum se știe că nu se mai produc procesoare, nu se mai produc plăci video și sunt foarte scumpe, nici s-au oprit și producțiile de de mașini prin afară. Desigur, COVID, nici cei de la Apple n-au putut să lanseze noul produs acum și probabil o să lanseze în octombrie, noiembrie și mai așteptăm încă 4 luni și 4 luni astea se vor face în 7 luni, pentru că desigur până este, de când este anunțat produsul și până poți să-l comanzi și tu în România aia pierdută pe globul ăsta pământesc, vom dura încă 2 luni, cel mai probabil. Cam asta a fost decizia cu laptopul ăsta și nu sunt hotărât, pentru că chiar dacă se mișcă super bine, editezi un video super rapid, de 5 minute, l-am editat în 50 de secunde la exportat, da, Full HD. Deși pot să deschizi foarte multe aplicații și totul e ok, uneori am impresia că intră într-un freeze, efectiv intră într-un freeze de genul, deschizi 3 aplicații deodată și începe alea acolo să sară și aștepți 2 minute să se deschidă. Știi? Comparativ cu Intel, unde se deschide una, mai aștepți încă un minut să se deschide a doua, adică timpul de deschidere oricum e mult mai greu, mult mai mare pe laptopul vechi, pe Intel, efectiv simți că nu se întâmplă nimic. Deci efectiv dai niște acțiuni și nu se întâmplă nimic. Pentru că impresia mea, gut feeling-ul meu, este că pornind de la tipul ăla de arhitectură de procesor ARM, e gândit cumva să efectueze foarte multe operații pe un singur node, cumva, nu știu, mă gândesc, nu un node, pe un singur core cumva mai puternic, adică dacă deschizi, dacă ai 20 de aplicații deschise, nu 20, 5 aplicații deschise, o să-ți dea maximul de performanță în aplicația pe care tu o rulezi în momentul de față. Celelalte, nu știu, de multe ori mi se întâmplă să le blocheze, sau dacă fac switch rapid între 3 aplicații, efectiv, în al treia aplicație sau în a doua aplicație se blochează, știi? Timp de o secundă, două. Ceea ce e frustrant la un moment dat. Adică nu pățesc chestia asta pe MacBook-ul ăla vechi, știi? Adică nu pățesc chestia aia. Și pe ăsta pățesc. Dincolo de asta trec pe de excelent, difuzoare excelente, pentru cât de mic este laptopul ăsta, mi se pare, wow, frate, nu știu cum au reușit să scoată sunetul ăsta de aici. Dar sper să revin cu review-ul complet și să vă dau foarte multe detalii. Foarte ușor. Baterie grozavă, ecran super mișto. Într-adevăr, diferența asta de 13 inch de la 15 inch, aș putea să zic că nu e sesizabilă, dar fiind o rezoluție mai mare și mai compresată cumva, uneori simt diferența. Deci da, nu m-am hotărât, îl returnez sau nu îl returnez. Probabil o să aflați un următorul videoclip care îl fac mâine, poimine. Să încerc să le fac zilnic. Ăsta este developer vlog numero 1. Apropo de idei, discutam și cu un coleg cum vi s-ar părea să poți să te înscrii într-o platformă de mentorship, tu dorind să înveți programare, să poți să înveți programare de la niște oameni care chiar asta fac, nu sunt doar profesori și predau programare, ci efectiv zi de zi scriu cod. Și să spunem că ar fi 20 de programatori care odată la 2 săptămâni, unul dintre ei, câte unul, să poată să vă predea, să poată să-ți predea 2 ore niște concepte, știi, adică, nu știu, Linux, știi, concepte din Linux, concepte din programare, concepte din OOP, concepte din arhitectură, concepte din optimizări, concepte de genul care sunt super uzuale și sunt super importante, ce înseamnă un program de software, project management tool, cum lucrezi în el, ce înseamnă Git, câte platforme de Git sunt, cum le folosești, cum le îmbini, cum faci un deployment automat, cum funcționează un deployment automat, nu neapărat că o să-l faci tu ca junior, dar chestiile astea. Știi, și să le înveți toate lucrurile astea într-o platformă de mentorship, dar care platforma asta de mentorship să nu fie pe bani, ci să fie cumva plătite de către firme. Deci firmele să plătească pentru tine, om care vrei să te pregătești, prin intermediul platformei și la sfârșit, după 3 luni de pregătire, tu să te duci pregătit deja pentru jobul pe care îl cere orice firmă, EMAG, Garnier, nu știu, whatever, nu fac reclamă acum la nimic, dar dau un exemplu, pentru că astea sunt niște companii la care eu am lucrat. Câteva companii la care eu am lucrat. Cum vi se pare ideea asta? V-ați băga?
Pentru că chiar vreau să fac un landing page și să încep să demar, să pornesc o campanie de genul ăsta. Nu mai pot să scriu cod pentru nicio idee, pentru niciun startup, pentru că deja am scris pentru cel puțin 5 sau 10 idei de genul ăsta. Ești tu pe entuziasmat, mamă, gata, deschid, fii atent, nu, că am tot un cap, aplicație, facem tot, arhitectură, mișto, bam, scrii cod noaptea, așa, trec două zile și după îți dispare entuziasmul ăla și s-a adus totul pe apa sâmbetei. Și tu nici măcar nu ai validat ideea, tu nici măcar nu ai verificat dacă într-adevăr rezolvi o problemă, tu nici măcar nu ai încercat să vezi dacă într-adevăr există competiție mare sau nu există competiție mare, dacă poți să faci profit din chestia asta sau dacă nu poți să faci profit. Și asta încerc să vorbesc în toate vlogurile astea. Sper să nu fie plictisitor, o să încerc să intru și în mai multe detalii și pe partea de tehnic, și pe partea de programare, și pe partea de și de startup-uri, mai multe zone din chestiile astea și vreau să fie un vlog, de asta nu pot să le cuprind pe toate într-un singur videoclip de genul review MacBook sau ce am făcut astăzi la muncă sau chestii de genul ăsta. Nu, vreau să fie un developer vlog în care vă povestesc chestii, discutăm chestii tehnice, ce s-a întâmplat astăzi. În rest, cam atât. Sper să vin cu alte update-uri. Intrați pe blogul meu, murmurelor.ro, de fapt nu, gata, nu o să mai spun chestia asta. Sper să intrați automat, fără să mă zic eu. Dar vă aștept acolo cu articole interesante, nu am mai scris de ceva timp. Dar încerc să fac și o secțiune de cărți free pe care le-am mai citit de module. Mă gândesc la mai multe chestii și atâta timp cât o să vă uitați la vlogul ăsta, la developer vlog, așa o să-l numesc, developer vlog numărul 1 și sper să încerc să fac cât mai des. Vă aștept să le vedeți și o să vă spun tot timpul chestii noi și interesante, din ce am mai făcut eu, din ce am mai lovit, ce idei noi mi-au venit, ce s-a mai întâmplat interesant în tech. Da, cam atât. Eu o să-mi termin și eu cafea. Trebuie să mă hotărăsc ce fac cu MacBook Air-ul ăsta, pentru că e roz, auriu, ce culoare fie asta, nu contează. Ideea este că m-am pus la mai mulți vlogări din afară, deci nu mi-e atât de mult rușine cu el. Și da, mă aștept și la alte videoclipuri. La următoarele videoclipuri, pentru că m-am spus, încep o serie de developer vlog.